Ce gest a făcut Luminița Angel în fața tuturor? David Pușcaș a fost extrem de deranjant. Cei doi nu își mai vorbesc. David Pușcaș a reușit să se facă cunoscut prin prima aparițiilor sale, încă de mic, alături de Luminița Angel, femeia care i-a fost mama adoptivă, însă cu care nu mai are astăzi nicio relație. Se știe deja foarte bine că legătura lor s-a rupt după vârsta de 18 ani, iar David Pușcaș a explicat că după ce artista s-a recăsătorit, lucrurile între ei s-au răcit dramatic, gestul făcut de luminița Angel și care l-a marcat teribil pe fiul ei adoptiv, David Pușcaș. Astăzi, David Pușcaș nu mai are nicio relație cu mama lui adoptivă iar în exclusivitate pentru Spinus, Ro. El a spus că artista nu l-a mai căutat deloc în ultimii ani și nici el nu mai știe nimic de ea. Tânărul de 26 de ani ne-a povestit că a rămas marcat de gesturile pe care mama lui le-a făcut în presă în ultima perioadă, căci întrebată într-o emisiune de copii, aceasta s-a rezumat doar la fiul ei biologic, nu și la cel adoptiv. Mai mult de atât, Luminița Angel ar fi rugat producătorii să nu o mai întrebe nimic de David Pușcaș, după cum chiar el ne-a. Declarat informare, setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările, cine e singura persoană pe care David Pușcaș o mai are alături. David Pușcaș susține că doar o singură persoană e alături, iar aceasta este tânăra artistă Sarah Jesun, pe care el o consideră și mamă, soră. Dar și cea mai bună prietenă, precum și îngerul lui păzitor. El precizează să Sara a reușit să-i salveze viața, iar dacă aceasta nu era, probabil acum s-ar fi vorbit la trecut despre el, după cum ne-a mai zis David Pușcaș, informare. Setările tale privind cookie nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie social media pentru afișarea acestui tip de conținut, modifică setările.